Talentul, inspirația, munca la masa de scris s-au bucurat de recunoaștere la gala premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova. Au fost acordate 21 de premii din partea juriului de specialitate a Consiliului Uniunii Scriitorilor și Fondului Literar din Moldova. Cel mai important eveniment literar, un moment de bilanț și de totalizare a întregii creații literare care s-a editat pe parcursul unui an, 2020, și în felul acesta se configurează și un tablou general al momentului literar actual. La compartimentul proză s-au învrednicit de premii Val Butnaru și Lucreția Bârlădeanu. Bucură întotdeauna faptul atunci când munca ta este apreciată și mai ales când este apreciată de colegi. Este o carte în care am încercat să fac o punte de legătură între vest și est. Este, de fapt, o recunoaștere din partea Breslei și mă bucur nespus acest premiu. Toate cărțile noastre sunt de suflet pentru că ne reprezintă pe noi, dar la această carte vreau să vă spun că am lucrat poate mai mult decât la alte cărți. Volumul Scriitorii când nu știu, conceput de doi buni prieteni, regretatul maestru fotograf Nicolae Răileanu și scriitorul Mihai Poiată, s-a învrednicit de premiul pentru cartea de memorialistică. A fost o muncă foarte însuflețitoare, hai să zic așa, și înălțătoare, într-un fel. Eu am lucrat foarte productiv, mereu am avut senzația că stă în spatele meu și se uită de după umăr, ce fac, cum fac, și de fiecare dată m-am întrebat, i-ar plăcea lui Nicolae, ar fi de acord cu felul cum am selectat imaginile. Un titlu cu semnificații are cartea Dublu 57, debutul pictorului Anatol Rurac în literatură. Născut în 57 și am scris-o la 57. Deci m-a dominat acest cifrele, pentru că cifrele sunt pentru noi foarte necunoscute, noi încă nu le-am înțeles misterul. Un debut întârziat și despre ce? Despre om. Istoria la tată și fiu pe parcurs la 100 de ani. Acest premiu este probabil că pentru prima dată acordat și ține în mod deosebit față de momentul cheie care reflectă nu atât, aș zice eu, relațiile culturale, cât arhiva relațiilor culturale. E vorba despre jurnale, e vorba despre arhive, e vorba despre volumele de exegeze literare. Premiul de excelență a fost acordat poetei Irina Nechet, iar premiul Opera Omnia Marcelei Benea. E o surpriză, pentru că n-am răvnit niciodată la acest premiu. Premiul a fost pentru mine, dacă mi-a spus cineva că a citit poezia mea și a plăcut, sau zile când scriu, sunt cel mai mare premiu. Asta este. Dar dacă colegii mei au găsit de cuvință că îl merit, atunci n-am decât să le mulțumesc. Munca juriului a fost dificilă. Au fost cărți foarte bune, cărți bune, cărți proaste și foarte proaste. În context, Nina Korczynski a venit cu o sugestie mai neobișnuită pentru asemenea momente. Ceea ce lipsește, zic eu, în spațiul nostru literar, e o rubrică într-o revistă literară, în cadrul care să se vorbească despre cărțile proaste, să se despartă grâul de neghină, să nu se mai amestece valoarea de non-valoare, că prea multă maculatură vine la Uniunea Scriitorilor. La diferite compartimente, premiile au fost în valoare de 10 și 5.000 de lei. Suportul financiar l-a asigurat Uniunea Scriitorilor, dar și Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Cultură, care acordă 3 premii foarte importante, cele mai importante sub aspect financiar, și Preturii Buiucani, care acordă în acest an de asemenea 2 premii. Cărțile premiate au fost selectate de juriu din cele 160 de titluri apărute în 2020.